Acum mergem mai departe, pentru că astăzi guvernul va discuta plafonarea prețurilor RCA pentru următoarele 6 luni. Documentul, într-o altă variantă, a fost retras vinerea trecută de pe masa executivului pentru a se putea reveni asupra unor prevederi. Și analizăm subiectul cu analistul economic Adrian Negrescu alături de noi. Bună dimineața, bună ziua și îți mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce rezolvă acest proiect în forma actuală? Ne dă o gură de oxigen, ca să zic așa, pentru următoarele 6 luni. În teorie, da, ASF-ul ne spune că dacă vom plafona prețurile la asigurările RCA timp de 6 luni, piața se va liniști și nu va mai crește prețul automat după expirarea acestui moratoriu. Ei, în practică, lucrurile s-ar putea să stea altfel, pentru că noi am mai încercat acest tip de plafonare în 2016 și imediat după expirarea plafonării, bineînțeles, prețurile au crescut foarte mult, pentru că așa este piața, orice plafonare se traduce la un moment dat printr-o notă de plată pe care o vom plăti și o vom plăti probabil în toamna acestui an. Dar vorbim de o plafonare care acum se calculează la nivelul lunii trecute. Da, este o plafonare, atenție, la cele mai mari tarife RCA din istoria pieței de asigurări din România, pentru că nu sunt prețuri mai mici, nu sunt prețuri subvenționate, sunt pur și simplu prețurile de piață practicate de asiguratori luna trecută. Și vestea bună, într-un fel că putem vorbi și de așa ceva, este că nu sunt plafonate la prețurile de referință, da, stabilite de cei de la ASF, care sunt cu până la 40% mai mari față de anul trecut. În esență, românii trebuie să înțeleagă că cel puțin 6 luni de acum încolo prețurile nu vor mai evolua într-un sens sau altul, da? Și că din această perspectivă e oarecare predictibilitate, dar mi-e teamă la consecințe, pentru că, uitați-vă, în piață deja sunt niște probleme majore legate de reparația mașinilor lovite pe care sunt în accidente, da? Și care aveau poliță RCA. De ce? Pentru că multe dintre serviciuri nu mai acceptă dosare de la Euroins, iar FGA, Fondul de Garantare a Asigurărilor, cel care a preluat practic activitatea Euroins, 2,5 milioane de clienți, nu prea mai face față acestor probleme. FGA-ul debea plătește în momentul de față dosare RCA din anul trecut, din luna ianuarie, de la City Insurance, precedentul faliment uriaș din piața asigurărilor. Întrebarea e ce se va întâmpla după cele 6 luni de plafonare, cum va arăta piața RCA în următoarele luni, spre sfârșitul anului. Da, aici e o mare problemă, pentru că ASF-ul nu a venit cu un studiu de caz concret care să ne explice care sunt efectele acestei plafonări. A spus doar că vom calma piața în următoarele 6 luni. Dar ce se va întâmpla după, din punctul meu de vedere, vom vedea o creștere semnificativă a tarifelor RCA, pentru că să nu uităm un lucru esențial. Suntem în plină perioadă de inflație și prețurile pieselor de schimb, a tarifelor de reparații, costurile logistice ale firmelor de asigurări cresc, bineînțeles, așa cum cresc toate prețurile din economia asta. Ei, după 6 luni de zile, bineînțeles că toate aceste companii vor trece în tarifele de asigurare costurile care au crescut în perioada plafonării. Mai mult decât atât, eu mă aștept ca în iarna acestui an, pe urmarea acestei plafonări, să vedem și alte, din păcate, și alte companii de asigurări în dificultate, pentru că plafonarea practic îți limitează potențialul de câștig, îți limitează potențialul de a face business. Și din această perspectivă, având în vedere creșterea costurilor operaționale, mă aștept să mai avem încă niște probleme în piață dacă ASF-ul va sta și va dormi în papuci și nu va rezolva problema. Adică ne așteptăm la încă un faliment pe piața RCA? Nu știu dacă un faliment, văd că deja unul dintre jucătorii importanți din piața asigurărilor RCA care a tras un semnal de alarmă legat de această plafonare, spun amenințând chiar că va ieși din piață dacă se va ajunge la așa ceva, pentru că plafonarea este cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-o economie liberă. Uitați-vă ce s-a întâmplat, de exemplu, în Ungaria, acolo unde au plafonat prețurile la o grămadă de produse, inclusiv produse alimentare, și apoi s-au trezit cu o inflație de 25%, cea mai mare din Uniunea Europeană, pentru că, bineînțeles, întotdeauna există o notă de plată atunci când faci o astfel de plafonare. Lucrurile probabil pe tendința asta vor merge, pentru că asta este economia reală în care prețurile cresc. Da? Ce pot face oamenii? Și cred că asta e important de spus în momentul de față. Dacă sunt în situația de a le expira polița RCA, sfatul meu este să aleagă o firmă serioasă, dacă pot alege o firmă serioasă. Și cum ne putem da seama dacă e o firmă serioasă?
În mod normal ar trebui ca toate firmele care sunt sub auspiciile ASF, adică monitorizate de ASF, să-și desfășoare corect și predictibil activitatea. Dar mai e un lucru care ar trebui să-l facă din punctul meu de vedere au României, cei care vor să-și încheie o poliție, să încheie o decontare directă, să-și pună și clauza de decontare directă. Ce înseamnă clauza de decontare directă? Înseamnă că pentru 100-200 de lei în plus, ai posibilitatea ca în cazul în care te lovește, de exemplu, un asigurat de la Euroins, da? Trebuie să-ți repar mașina pe polița lui, scap de această corvoadă de relația cu FGA, cu depunerea dosarului, cu tot felul de acte și mecanism birocratic, și îți repar practic mașina pe asigurarea ta. Și asta este important, pentru că măcar în felul ăsta poți să ai posibilitatea reală de a-ți repara mașina rapid. Altfel, s-ar putea ca cu un dosar pe o asigurare de la Euroin sau, Doamne ferește, de la City, dacă mai sunt oameni cu asigurări de genul ăla, dar mi-e teamă că sunt sigur că nu mai sunt, vei putea sta până și la un an de zile până să-ți repari mașina și să-ți recuperezi, practic, banii din asigurarea RCA a celui care este vinovat de accident. Da, asta înseamnă o poliță mai scumpă și oricum polițele s-au scumpit foarte mult în ultima perioadă, cu aproximativ 40%. Existau niște statistici în piață. Sunt justificate aceste creșteri? Sunt tarifele de service care au crescut spectaculos, piesele auto sunt din ce în ce mai scumpe, costul cu forța de muncă e din ce în ce mai mare, peste tot s-au scumpit lucrurile, bineînțeles că și în zona asta de servisuri, da, servisuri auto de reparație a mașinilor, costurile au crescut, cum au crescut de asemenea și costurile logistice ale firmelor de asigurări, salarii mai mari, costuri de întreținere, iluminat, tot ce înseamnă asistență pentru șoferi. Prețurile cresc, de-aia zic că plafonarea nu cred că e o măsură sănătoasă în condițiile în care continuăm să avem Adrian Negrescu, mulțumesc tare mult pentru această intervenție online și pentru toate explicațiile.